Salut! Am revenit cu un nou clip, cu un mic generator, o improvizație de generator, dacă o să iasă, o să-l facem mai mare, cu zero înfrânare. Freelance. Da? Am tot citit, am tot studiat și am zis să încerc și varianta aceasta, că toată lumea spune să anulez înfrânarea. Am găsit două bobine de la niște motorașe, da, miez metalic, le-am rebobinat cu o sârmă puțin mai groasă, că avea o sârmă subțirică. Le-am așezat, am făcut dintr-un tocător de plastic un disc care nu este atât de centrat el, dar pentru probă funcționează. Avem 8 magneți. Sunt N35, nu sunt N52, că pe aceștia am avut pe aici și pentru probă am zis să-i folosesc pe aceștia. Este de 10 mm cu 10 mm. Magneții sunt așezați toți în aceeași ordine, da? Să zicem aici nord, nord, nord. Pe partea cealaltă este sud, 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 da? Deci toți au aceeași poziție așezată. Un motoraș să-l putem acționa. Am pus un ampermetru aici să vedem exact cât consumă motorașul. Da? Avem un variator de tensiune aici ca să putem să reglăm turația pe motoraș. Și haideți să-i facem o probă, să vedem dacă este zero înfrânare sau nu este zero înfrânare. Da? O să folosim o baterie de 12V. Haideți să vedem care este plusul. Acesta este plusul. Sper că este în cadru totul. Și după aceea să le așez un pic să... Ok. După cum se vede, e dat la 0. Consumul pe motor este 0,2 A. Da? Deci dacă îi dăm maximul, el nu pleacă, deoarece există un pic de frânare. Da? Deci la plecare, da? Hai să mai oprim o dată și să pun și ceva sub. Să nu vibreze. Așa, sper că nu vibrează acum. Se și vede. Ok. Dacă îi dăm drumul, până să plece, ia un amper dacă îl oprim. Uitați, după cum puteți vedea, crește amperajul. Da? Dăm drumul, consumul e 0,2 amperi pe motor. Da? Haideți să măsurăm și câți volți scoate cele două bobine. Avem 9,7 volți. Da? Amperajul văd că spune 0 acum. Să iau în regulă. După cum puteți vedea, înfrânare este 0. Ia, haideți să punem și ampermetru, că ceva mi se pare ciudat la ampermetru ăsta. Oh.
Da, avem 0,6 ampere. 0,54 cuptuează. Da. Acesta probabil este pentru amperaj mai mare, dar nu înțeleg de ce. ...0,56, 0,55. Îl lăsăm pe acesta. Da? Este dat la maxim. Da? Apropiem firele. După putem vedea, nu se schimbă absolut nimic. Da? Luăm. E același amperaj. Bine, dacă după cum mișc eu, 0,56, 0,06. Deci nu este nicio schimbare, deci este 0 înclinare. Ok, haideți să punem, de exemplu, avem niște LED-uri de 12 volți. Cu toate că îl scoate 9 volți, mostrăm și amperajul, dar după cum putem vedea, se aprinde. Deci acestea sunt de 12 volți LED-urile. Da? Uitați aici. Uitați. Da? Haideți să pun cumva în permetrul ăsta, să și stea aici, să se și vadă. Să nu influențeze, dar cred că influențează dacă pun. Da, îl auzim că nu schimbă deloc curația, sub nicio formă. Vedeți, o mică scânteie, dar nu influențează cu nimic asupra curației. Da? Da, și voltaj mai punem o dată. 9,7. Da. Unde la maxim. Încă o dată LED-urile. Se vede că s-a prinse. Putem să mai facem un test, de exemplu, bine, nu o să scoată 220. Am un transformator la îndemână, 12V, 220. Legăm pe ieșirea de 12V. Am și un bec, am și becul aici. Deci pe ieșirea de 12V am băgat cei 9,7V. Dacă apropiem, nu se întâmplă nimic, nicio înfrânare. Da? Aceeași rotație. Și ia să vedem ce voltaj avem aici. Avem 88V. Da? 88V. Ia să vedem, avem becul ăsta de 5W, dacă l-aprinde. Un bec LED de 5W. Haideți să vedem dacă reușim să-l aprindem. Curentează un pic. Oho. Ia uitați-l.
Deci funcționează fără probleme. Zero frânare. Ok. Deci ne-am lămurit cu zero înfrânare, funcționează fără probleme. Deci se poate face un generator mai mare și să nu avem înfrânare pe acesta. Da? Mai punem o dată ampermetru aici. Vedem dacă a rămas aceeași. Da? 0,4. Da. Și uitați-le și aproape din nou. Haide. Nu se schimbă cu nimic, nici la amperaj. Ok, ce intenționez să fac? Să multiplic bobinele, da? Să pun mai multe bobine. Să vedem dacă și atunci ce a revenit. De fapt este probabil sub 0,1 ca și... Da. Ia, sunt curios. Nu, e 0,5 ampere. Da, și asta arată 0,2. Probabil e de pe aici, de pe un milion. Nu mă mai chinui, că nu și are rostul. Da, 0,2 arată. Nici o schimbare. Ia să vedem dacă îl înfrânez. Da. Da. Deci avem zero înfrânare. Ceea ce e un lucru bun. Cred că se vede. Așa. Nu știu cât de mult se vede. Hai să le vedem așa. Uitați aici. Da. Cu aparatul de măsură. A mai scăzut, 9,4. Dar probabil nici bateria nu este încărcată, e destul de descărcată. Ia, sunt curios ce voltaj are bateria. 12,3. Normal, trebuia să aibă 12,8. Da. Deci, în concluzie, da, este zero înfrânare. Da. Pune mai multe bobine și atunci vom avea un curent mai mare și să sperăm că putem folosi cu un motor care să consume puțin și să scoată mai mult generatorul. Cam asta am vrut să vă arăt. Acum a crescut. Ia să vedem dacă îi dau.
1,3. Da. Da. Deci, în concluzie, o să mai fac, să vedem de unde mai fac rost de două, îmi trebuie miezul metalic la interior și două bobine, să pun 4, să vedem cu cât crește voltajul și ce amperaj, n-am măsurat amperii pe, haideți să-i mai dăm drumul o dată. Cred că mi s-au desfăcut șuruburile de la motoraj. Da, că mi-a sărit aici unul. Da, haideți să vedem dacă pot să-i mai fac așa o probă. Deci îl punem în scurt și îl dăm pe curent alternativ AC. Și avem 0,13 amperi aici. De la 12, 0, 13. Și aici cât avem? 0,05. Dacă arată bine. Da, 0,05. De-aia nici nu mi-arată pe ampermetru aici, că este foarte mic consumul. 0,05 și aici ne produce 0,05. Dacă iau așa, tot același lucru. E la 12.013. Deci, practic, ar scoate dublu față de ce consumă motorul. Da. Deci, în concluzie, da. M-am convins, poate să fie zero în frânare. Atât pentru astăzi. Mulțumesc frumos!